Mulțumim, doamnei profesoare Liuba Cibotaru, mulțumim invitatelor, Romanescu, Alina Romanescu și Ilia Calancea. Cred că, da, se aude? Bine. Trecem de la proză la poezie. Invitatele noastre sunt poetele Radmila Popovici și Emilia Ivancu. Sunt foarte bucuroasă să fim astăzi împreună și cred că dialogul va trece de la poezie la poezie. Puteți să ridic, să... Est-ce que je peux vous demander un peu plus le son pour le micro, s'il vous plaît? Oui, c'est mieux. Voilà, merci beaucoup. Să spun câteva cuvinte despre Radmila Popovici înainte de a-i da cuvântul să ne povestească. Poeții, scriitorii sunt oameni pe care îi cunoaștem, așa cum spunea mai devreme doamna Calancea, contactul cu publicul este important. Însă, cred că nu este lipsit de semnificație să ne reamintim ce știm deja. Ceea ce cred că știți despre Radmila Popovici și ceea ce eu aș vrea să vă reamintesc este că avem cu noi astăzi o poetă, scriitoare și textieră. S-a născut în Republica Moldova, a absolvit Facultatea de Litere a Facultății de Stat din Chișinău și este membra a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și din România. Încă de la început, poezia Radmilei Popovici a intrat în dialog cu publicul, dialog care o să continue astăzi. Poeziile sale sunt traduse în franceză, italiană, germană, spaniolă, engleză. Nu voi mai aminti toate volumele care au fost traduse, dar, de exemplu, amintesc Unic, Unicat, în traducerea Victoriei Sikorski, iar în germană, de exemplu, avem poetul Christian Schenk, care a tradus o selecție de poezii ale Radmilei Popovici, publicată în 2019. La începutul anului 2020 apare volumul de poeme L'Occhi Boisemain la Iași, în traducere în franceză aceleiași Victoria Sikorski, Apa care își bea mâinile, publicat în 2018. Mai amintesc volumul din 2021 de micropoeme Poesențe, apărut în colaborare cu pictorul Lică Sainciuc, iar tot în colaborare cu plasticieni apare și volumul Fără escale, plasticianul fiind de această dată Teodor Buzu. Să vă dezvăluim că este unul dintre volumele care stau la baza lecturii în lectura autoarei a poemelor astăzi. Voi mai aminti numai faptul că Radmila Popovici ajunge prima dată la Bruxelles în fața publicului și ne bucurăm că este astăzi cu noi, dar înainte de a ajunge la Bruxelles a trecut prin Paris, Londra, Madrid, Haga, Dublin, Roma, Torino, Padova, ca să nu menționez decât o parte dintre orașele care s-au bucurat de poezia Radmilei Popovici. Radmila Popovici a scris poezie, dar a scris și texte pentru muzică. Iată o sinergie frumoasă între poezie și muzică pe care sper că o vom avea prezentă și astăzi aici. Avem o surpriză la sfârșitul zilei. Ultimul lucru pe care îl spun despre Radmila Popovici este că în noiembrie 2022, pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, a fost prezentat un spectacol muzical poetic aniversar de anvergură cu genericul La început a fost liniștea, pe versurile Radmilei Popovici. Aș pleca de aici ca să lansez prima întrebare pentru Radmila Popovici. La început a fost
liniștea. Știm că este o parafrază a binecunoscutei fraze biblice: la început a fost cuvântul. Și dacă la început a fost poezia pentru Radmila Popovici, de ce poezia Radmila Popovici? Poezia a ales-o pe Radmila sau Radmila a ales poezia? Ce este poezia, de unde vine ea și cum ajunge în sufletul scriitorului și mai departe către noi cititori? Mulțumesc pentru această generoasă prezentare, dragă Alice. Bună ziua, dragi ochi ai neamului. Am întotdeauna bucuria să fac această conexiune cu sufletele domniilor voastre și se întâmplă câteva perechi de ochi chiar să mă susțin atunci când simt aceleași stări fiziologice, cum spune și Lilia, pentru că noi suntem niște hipersensibile și dacă nu ne costă un smoc de nervi mai mic sau mai mare, fiecare poem este și finalul unui poem din volumul Urâta, care nu este aici, atunci nu am făcut nimic sau am mâzgălit hârtia și am mai tăiat un copac fără sens. De unde vine poezia? Aceasta am vrut să vă spun, să vă mulțumesc pentru prezența, ceea ce este foarte important, să ai și cui să-i spui ce aia spune. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc Victorie Mincu, pe care nu pot să nu o menționez, pentru că ea a fost cea care m-a adus, cel puțin inițial cu ideea, apoi cu gândul, apoi mai mult și orice ușă deschisă este de fapt o punte care, iată, unește suflete, oameni și deschide alte uși. E un proces în creștere de fiecare dată și mulțumesc poeziei, căci până la urmă ea face totul. E grație acestei fericiri și blestem la un loc care este poezia întotdeauna, pentru că nu știi uneori e drog sau mod de viață, este bucurie sau o cruce. Dar dacă ea m-a ales, pentru că am și răspuns la întrebarea ta, vreau să o port cu fruntea sus, oricât ar durea fiecare poem născut. Ce frumos spus, această mândrie de a purta poezia în suflet și de a o oferi. Cred că este foarte important ca poezia să fie oferită. Și atunci când oferim poezie, din punctul meu de vedere, acest cadou nu poate fi văzut altfel decât ca o participare la construirea a ceea ce este în afara noastră. Poezia construiește interiorul din noi sau îl redefinește, dar poate ajuta să construiască sufletul, să construiască mintea, să construiască comportamentul celui din jur și vreau să ajungem de la poezie la viață și știu că o avem astăzi aici venită de departe ca să fie alături de poezie pe Claudia Scârlea și știu că ne-ați pregătit ceva special. Înainte de a o invita aici pe prietena mea, pe care tot poezia mea a adus-o în cale și pentru asta îi mulțumesc acestui zeu al poeziei care știe să potrivească lucrurile atunci când crede el că e mai bine, dar am uitat să spun de fapt de unde vine poezia în viața mea. E meritul sângelui. Pentru că bunicul meu a scris și mai mult a compus din mers, era poștaș, ducea ziarele și pensia și scrisorile prin sat și în timp ce purta această geantă plină cu ziare,
compunea poezii, venea și le recita copiilor, celor 6 copii. Taică meu a moștenit de la bunicul Arcadie Popovici această dragoste pentru cuvânt și mai ales pentru cuvântul din poezie. Și a altoit-o în mine pentru că cel mai mare exemplu sau cel mai frumos fel de a transmite ceva este exemplul propriu. Scriind poezie, am fost atentă ce face tatăl meu, care rămâne a fi lumea mea, un om extraordinar, care, din păcate, nu mai este printre noi. Se fac în luna mai 5 ani de când nu este, dar el începe să trăiască cu fiecare carte tot mai mult aici. Și asta ar fi de menționat. Iar Claudia, dacă vrea să-mi vorbească ce impact are poezia mea asupra publicului, pentru că am tras cu ochiul care este următoarea întrebare și nu vreau să o spun eu. Eu nu știu ce impact are. Tu ești omul care s-a apropiat de mine prin poezie. Poți spune câteva cuvinte ca să nu răpim din timpul dragii noastre colege Emilia. Dacă mi-ar cere cineva astăzi să definesc poezia, să-i dau un nume, aș spune că se numește Radmila Popovici. Dacă ar trebui să aleg o personificare pentru poezie, iată-o în persoană și sunt foarte emoționată și bucuroasă în același timp că am putut fi aici să o văd în carne și oaste. Pentru că noi suntem prietene de 2 ani, grație rețelelor de socializare, pe care Radmila are o pagină extrem de bogată. Și Radmila, pot să o definesc și altfel, este lumina pe care o aduce nu numai mie, ci miilor de oameni, peste tot pe unde merge, prin poezia ei, prin prezența ei atât de caldă, atât de sinceră, aduce lumina de care avem atâta nevoie astăzi, mai ales în aceste vremuri atât de triste. Poezia Radmilei este o poezie extrem de sinceră, extrem de matură, de lucidă. Poezia Radmilei o reprezintă, deci citiți-o ca să vă dați seama cine este Radmila Popovici. Poezia ei are un mesaj puternic. Fiecare vers își are rostul lui. Putem învăța multe din poezia ei, putem lupta cot la cot cu ea prin cuvânt, prin gândire, prin fapte la care ne îndeamnă. Radmila Popovici este un om simplu, un om crescut la țară și această țară profundă a fost primele imagini care mi-au fost dăruite. Florițoaia Veche, un sat de vis, un sat neatins de urțenia care se instalează încet încet în această lume și pe care vrem să o combatem. Nu pot decât să-i mulțumesc că există în viața fiecăruia dintre noi, să ne agățăm de lumina ei, așa cum îmi vine mintea acum mitul lui Icar, așa cum se agață de lumină, neștiind ce va fi mâine, ce va fi în mare aceea în care își pierde viața în final. Dar pe Radmila o văd scriind până în ultima clipă a vieții sale, dăruind lumină, bucurie. Și n-aș vrea să vă răpesc din timpul atât de prețios. Poezia Radmilei este tradusă deci în multe alte limbi, grație unor traducători inimoși care iubesc poezia ei. Toate poemele sunt prezente pe YouTube, pe Facebook, deci asta numesc eu generozitate. Nu trebuie neapărat să ajungem într-o librărie să cumpărăm carte, pentru că sunt oameni atât de săraci care ar vrea să citească o poezie, dar prin generozitatea ei au acces la toate poemele ei și mai ales la cântecele, cu zecile, cu sutele poate, pe care am înțeles că toți moldovenii le fredonează la fân, la coasă, la petreceri. Sunt foarte, foarte multe scrise de Radmila Popovici. Deci nu este numai poezia, este lirica,
lirica populară, aș putea spune, care ne bucură pe toți. Însă, avea o carte în mâna a Radmilei, o punere în pagină extraordinară. O carte pentru mine înseamnă o operă de artă, un tot al scriitorului. Deci trebuie tangibilă, aceasta este o marcă tangibilă a poeziei Radmilei Popovici. Și sunt foarte bucuroasă că am ajuns în sfârșit, după 2 ani, să fiu în posesia acestor cărți, 13, cred, 12 de poezie și una dedicată mătușii ei, actriță Ileana Popovici, cu care s-a regăsit după ani și ani. De ce iubesc atât oamenii aceștia frumoși și curați de peste Prut? Probabil iubirea asta s-a născut poate chiar din pântecele mamei, pentru că învățătorii din satul bunicilor mamei mele sunt niște oameni veniți din județul Lăpușna după ocuparea Republicii Moldova de către sovietici. Acești oameni au adus atâta lumină în sat la noi, din care mama s-a împărtășit, pe care mi-a dăruit-o, și ceea ce am simțit când acești oameni au plecat, m-am agățat atât de puternic de Maria sa Grigore Vieru, de poezia lui Adrian Păunescu, pe care tot Basarabia ni l-a dăruit, și ținem neapărat să aduc aminte de acești doi mari poeți, pentru că am impresia că ei continuă să scrie prin Radmila Popovici. Vă mulțumesc! Mulțumim, mulțumim, Claudia! Așa este. Poezia vorbește din biografia poetului, poezia vorbește din lectura publicului acestei poezii, poezia vorbește din carte pe care o ținem în mână și o citim, dar poate că cel mai bine poezia vorbește prin ea însăși, prin poezie. Să-i dăm cuvântul poeziei în lectura poetei, invitata noastră, Radmila Popovici. A fost foarte interesant drumul poeziei de data aceasta, prin salonul de carte de la Iași. Am fost la Librex exact cu o zi înainte de a ajunge la Bruxelles și am lansat cel mai recent volum de poeme în proză, Liviu Antonesi, care este un critic cunoscut în toată România, incluzând Republica Moldova. A vorbit despre, zice că nu pot să scap de poezii, oricât aș vrea să trec, să le poreclesc poeme în proză sau să bag cuvântul proză, nu are nicio treabă. Adică, până la urmă, poezia mă va urmări fără să pot să scap de ea. De-aia și am un text care se numește Chici, în acest volum, în care spun de ce nu voi scrie niciodată roman. Dar încep cu altul, cu un alt text, să-mi iau ochelarii dacă m-ați surprins. Eu credeam că recitalul este după ce stăm de vorbă. Abia atunci are loc un recital cu fundal muzical, dar dacă nu e așa, trec, mă supun regulelor. Anotimpuri. Într-o dimineață, oglinda mi-a vorbit ca o mamă supărată pe fiica ei, mereu nemulțumită de felul cum arată. Părul pornit spre albire cu firul tot mai subțire. Pruntea tot mai lată, pornită parcă spre dezgolire. Sprâncenele tatuate, genele rare și colorate cu vopsea ca să mai dea contur ochilor care au tot mai des nevoie de ochelari. Buzele frumos conturate, dar mai puțin cărnoase. Pielea prea moale, ușor căzută și cele câteva zeci de riduri care prevestesc sosirea toamnei. Mă simt luna august. Un frumos și copt, aproape răscopt, sfârșit de august. Mama mea este un început de decembrie. 2 anotimpuri la limită. Iarna ei a început. Vara mea e pe sfârșit. Sunt zile, ore, clipe în care o teamă. O teamă ureașă, o teamă năucitoare.
de nestăpânit, mă cuprinde și mă strânge în brațele ei reci cu gust de țărână. Atunci mâinile mele vor să se agațe de primul om ieșit în cale, să-l apuce de braț sau de mână, să-l țină strâns, implorându-l, salvează-mă! Dar pentru că acest gest ar putea speria lumea, îmi trăiesc teama discret, căutând în jur cu privirea ceva, ceva de care să mă agăț, să mă sprijin, să uit, să mă salvez. Rămâne doar un oftat, orfan, nesigur, nestrigat, nescris. Acest geamăt sfâșietor adia iarnă, iar eu mă simt de parcă aș trece prin starea de comă, fiind în plină conștiință, unde filele vieții sunt răsfoite sporadic cu încetinitorul. Îmbătrânim. Mama, în felul ei, eu într-al meu. Ea vertiginos, eu mai lent. Ea dureros, eu abia perceptibil. Dar parcă odată cu ea, în gând, în simțiri, la fel. Nu știu încă dacă mă sperie propria apropiere de moarte sau moartea însăși, care inevitabil va fi cu noi odată și pentru totdeauna. Nici nu știu dacă mă chinuie propria îmbătrânire sau înfățișarea mamei ofilindu-se. Știu însă că abia acum devin fiica mulțumită de tot ce mi-a dat mama odată cu viața. Abia acum ajung la toate cuvintele ei și nu am de ce, nici de cine, să mă sprijin, să uit, să mă salvez. De teama că o voi pierde și odată cu iarna ei va muri și toamna mea. Sunt texte pe care nu știu dacă vreau acum să transmit această stare, pentru că atunci când lecturezi un poem, retrăiești această stare în care ai scris și e ca un pieptănat în public. E suflet dezgolit, am câteva poeme care vorbesc despre starea acelui poem, acelui poet care își recită poezia în public, la tribună. Este foarte multă intimitate în această relație cu poezia și când ieși în fața oamenilor, probabil ieșind dezbrăcat, te simți mai sigur decât cu sufletul dezgolit, pentru că a-ți pune sufletul pe tavă și a-l dărui lumii este o asumare, un risc. Oricând vor ști să lovească și să îi producă durere. Și totuși, dacă poezia a ales să fiu cu ea până în acest moment, pentru că niciodată nu fac planuri, dacă ar fi urmat această întrebare și niciodată nu voi ști ce va fi mâine și ce carte va urma, pentru că nu știu dacă ajungem până mâine. Eu trăiesc cu această viziune asupra vieții. Și pentru că am un poem, nu memorez poemele, e și o, hai să zic, o lipsă de modestie să-ți înveți poeziile pe de rost, dar sunt câteva care s-au lipit, se țin de mine scai și ca să nu folosesc ochelarii, să am senzația că totuși acest contact se produce de la suflet la suflet, am să recit un poem care definește ceea ce este, cum a zis și Claudia Radmila Popovici, de fapt poezia ei, în căutarea sensului vieții. M-am bătut cu mine izbindu-mă de toți pereții întunericului. I-am dat un bol de lumină să văd dacă în palmele negre e în stare să-l țină. Dar el, având mereu stomacul gol, a înghițit-o cu tot cu bol, sughițând-o săptămână. Astfel, timp de 7 zile și nopți, tresărea un somn cei vii și cei morți de oboseală, pătrundeam în visele lor, îngrozindu-mă de spațiul incolor în care nimic nu avea sens. Mă sileam să caut mai intens în cărți, cu coperțile groase, cu filele rupte, roase, de cari. Deveneam una cu ele, nopțile râdeau în hohote de zilele mele încălcite, împiedicate, rupte de realitate, de parcă realitatea e ceea ce consideră majoritatea. De parcă ochiul e numai o bilă înfiptă în orbită și inima un boț de carne care palpită și nimburile ar trebui să fie palpabile.
iar darurile lumești sau cerești, inepuizabile. De parcă soarele e obligat să răsară, iar după iarnă se face sigur primăvară. M-am repezit la oglindă, încărunțisem de gânduri neîmpărtășite, de lacrimi pe ascuns înghițite, de frici prefăcute în virtuți inutile, de oameni furnici, de oameni cămile, de oameni lei și lire sterline de ei. Mi-era părul albit de tot ce-am iubit și-am urât în căutarea sensului vieții, atât de mic și de mare, ca lupta ta, tată, pentru orice suflare. Și încă un poem cu care vreau să închei recitalul meu din acest moment la care m-ați provocat, ca să oferim timpul prețios și colegei noastre, Emilia. Un poem din cele nepublicate, pentru că de când a început războiul, n-am mai știut să scriu altceva decât despre acest război care m-a bulversat și nu pot să vorbesc despre nimic altceva în momentul acesta, pentru că știu că foarte aproape de Republica Moldova se moare și mor oameni nevinovați și mor copii, bătrâni, într-un secol în care ne-am propus să ne atingem de alte planete, iar noi încă n-am uitat de evul mediu. Și ar fi injust să nu vorbim despre acest subiect noi, scriitorii, care ar fi cumva cei care bat clopotele primii. Soldații au să-și apere țara și oamenii, iar poeții luptă prin cuvânt. Și această stare este doar, este simplu, durere și șoc. Pentru el e un joc. Pentru noi, chin și groază. Niciun înger de pază. Niciun far în zenit. Dumnezeu a murit? Îl întreabă un prunc, un puști, pe bunicul său orb. Niciun corb n-a scos ochii, nici când altui corb. Niciun lup n-a ucis puiul celuilalt lup. Numai oamenii taie în pușcă și rup din bucata cuiva să domine mai mult. Cerul zace, pierdut, pământul e mut, n-are spade, nici scut, pruncul astăzi născut. N-a visat niciun vis, pruncul astăzi ucis. Moartea însăși e tristă, nici ea nu rezistă. Durere și șoc. Cine seamănă foc să culeagă și scrumul, și smoala, și fumul. Orice schijă de oțel să încolțească în el și orice bubuit să-i tresară în gât. Orice strigăt sau bocet să-i răsune în voce. Durere și șoc. Am uitat să mă rog. Am uitat să mai scriu. Parcă scriu pe un sicriu. Nu sunt mamă de fiu. Însă dacă aș fi, cel puțin pentru o zi, tot așa aș urâ. Din rărunchi aș urâ blestematul război care crește în noi. Blestematul război crește în noi. Slavă Ucrainei! Mulțumim! Mulțumim, Radmila Popovici, și această recitare de poezie cred că nu face altceva decât să afirme încă o dată ce spuneam mai devreme, cum putem vorbi mai frumos despre poezie decât
lăsând, cum altfel am putea să vorbim, decât lăsând poezia însăși să vorbească. Și totuși, mai poate fi un mod în care putem vorbi despre poezie la fel de frumos, când trecem de la un autor la alt autor și declinăm poezia prin poezie, o dată poezie și încă o dată poezie. Mulțumim, Radmila Popovici, și bun venit, Emilia Ivan.